A fost o atmosferă de meci mare ieri la Nehoiu. Pe stadionul pitorescului Orășel de Munte a avut loc finala Cupei României, faza județeană, eveniment organizat de Asociația Județeană de Fotbal Buzău. Înainte de meci, fanfara militară a Diviziei 2 Infanterie Getica a încântat audiența cu un spectacol impresionant. În finala Cupei României, faza județeană, s-au întâlnit Tim Săgeata și Gloria Vadupașii. Gabriel Bobe a deschis scorul pentru formația din Săgeata în minutul 48. Echipa din Vadupașii a egalat în minutul 61 prin reușita din penalti a lui Ștefan Lupu. Își întoarce foarte bine Aldăsar și se centrează pentru Grigore. Grigore schimbă cu Bobe, din nou Grigore. Centrare, Bobe! Gol! Gol pentru Săgeata! Un șut plasat al lui Bobe din interiorul careului aduce deschiderea de scor. 1-0 pentru Tim Săgeata din minutul 48. Lupu! Acesta își face pași, arbitru fără Lupu! Șut și gol! Gol, gol, gol pentru Vadupașii! 1-1 din acest minut 62 spre entuziasmul general al suporterilor! La finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, cele două formații au încheiat la egalitate scor 1-1. În chiar debutul prelungirilor partidei, Tim Săgeata a reușit desprinderea pe tabelă prin golul marcat de același Bobe. 95. Din nou Bobe. Și gol. Gol, gol al lui Bobe. Da, a fost o eroare a portarului Marcu. 2-1 pentru Săgeata în acest minut 3 al prelungirilor. S-a altfel spus 90-3. Gloria Vadupașii nu a avut forța să egaleze, așa că echipa din Săgeata a reușit o victorie istorică în ultimul act al Cupei României, faza județeană. Președintele Asociației Județene de Fotbal Buzău, Adrian Petre, a ținut să felicite echipa câștigătoare. De altfel, Adrian Petre este cel care a înmânat trofeul echipei învingătoare. În Supercupa Județeană, Tim Săgeata va evolua împotriva grupării Montana Pătârlagele, campioana ediției 2022-2023 a Ligii a IV-a.